Vă salut, dragii noștri, avem peisaj, avem decor, dar de la aerul ăsta cu mult oxigen, cu mult ozon, este nevoie de mâncare. Face o poftă de mâncare extraordinară și nu degeaba pentru asta v-am adus azi într-un loc nemaipomenit aici în Țara Moților. Cum mergi pe varianta de la Câmpeni spre mai încolo, numit Pana Gusto, pizzeria, restaurant. Să intrăm, că deja se umple. Pana Gusto îi zice. De ce zice Pana Gusto? Pentru că niciodată nu sunt în pană de mâncare, numărul 1 și numărul 2. Mănânci bine, mănânci cu poftă, dar tot te simți ușor ca o pană. A? Hai să intrăm. Mă rog, asta e intrarea pentru oameni subți. Pentru cei care sunt așa ușor ca o pană, avem intrarea asta. Intrare regală, moțească. Și Avrameancu, când a plecat la Revoluție, așa avea amplitudinea intrării. Haideți după mine. Frumos, compartimentat, separat. Aici am separat doi bărbați adevărat. Salut! Bună, ajută, ce faceți? Aici la mă. Cum e mâncarea? Bună? Foarte. Se vede, a? Acum vă revanșați așa, beți o apă. Ne încălzim. Vă încălziți. Să aveți poftă. Mulțumim, la fel. Salut! Salut, ce ați comandat? O pizza safari. O pizza, pizza safari. La pachet. În Țara Moților, cu atâta verdeață, simțim nevoia unui safari, așa? Normal. Și ce-i pe pizza asta safari? Carne de pui, bacon, un sos tartar. Și merge? Merge, la pachet. La pachet. Că avem de călătorit astăzi și oprim undeva pe drum și... Să aveți drum bun. Mulțumim. Și să savura. Și nu aruncați ambalajul oriunde. Păi nu-l aruncăm, că de multe ori îl duc acasă. Bună mâncare aici, la Pana. Foarte bună. Foarte. Vin aproape fiecare zi. Să vede, să vede, să vede. Să la tine se vede, nu ce să vede? Să vede Panago, ce să vede? Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Nu e cămătar ca Nuțu, dar nu e nici patron ca Duțu. Salut, Duțule. Bine te-am găsit. Bine, bine ați venit. Cu voce tare, că e numai un microfon și nu ți-am pus microfon aici, că e tricou prea frumos. Vorbeam cu domnul de aici, că și-o comanda pizza safari. Facem lumea multe comandă și comandă mulți. Noi cu pizza am început. Cu pizza v-ați ridicat. Cu pizza am început, da. Am învățat să facem pizza din noastre prieteni și cu pizza am început. Jos, unde locuiam, jos aveam pizzerie cu 5 mese, făceam delivery și de acolo am început. De acolo ați început și acum. Am implicat, a fost o afacere de familie la început. După aia... Acum tot de familie, dar mai mare, că ai 5 copii, mă. Da, tot de familie, în principal de familie, dar încercăm un pic să facem un restaurant într-un oraș mic, un restaurant pentru oraș mare. Asta a fost ideea. Asta e provocarea, așa e? Da. Ușor nu e. Pentru că, deși orașul mic, lumea are niște așteptări. Da. Și e greu așa de adus lumea să se vadă, Ana. Adică e spațiu frumos. Aici am înțeles că ați lucrat cu un, nu, cum îi zice, de ăsta care designer, are, da. Un designer. Da, da. Să fie cât mai plăcut, cât mai atractiv. Da, am lucrat și cu firme din zona, am lucrat și cu firme din Cluj. La un moment dat îi sunau din Cluj, erau două firme care lucrau pe ce. Unde? Ce-i la Câmpeni? Că toți sunteți la Câmpeni acolo tot? La Câmpeni, da, capitala Țării Moților, da. Și ați făcut un loc unde lumea vine și se simte bine. E semn că îmbătrânește patronul, că v-a pus numele aici, știi, să nu-i zică... Să ne știe lumea. Asta zice de acasă, de la copii, că așa le-am pus și lor etichete. Totul la rece, vedeți că în Cluj mai închid, din când în când mai închid frigiderul, pentru că, nu e așa, consumă electrică. Da, aici e Prosecco, ce-ar fi... Și aici, nu știu ce îi, specialitatea casei, după cum observați, două prune. Și n-am vorbit de Amalia și Paula. Bravo! L-ai pornit, a venit un miros acum din bucătărie. Mergem în bucătărie să vedem care e treaba. Oprește-l că consumă. Sunt expert în șaorma de când am făcut treaba aia la Cluj, la Poca, la prietenii de pe Herman Ober. Aha, merge. Hai. Observați că aici suntem în Țara Moților și ardelenii sunt foarte înceți. Așa se mișcă și ăsta. S-o mișca de 3 ori și gata. Voi puneți puiul aici, nu-l cumpărați așa. Da. Și cu asta voi v-ați învățat, da? Și dividi doc.
Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, căduțu man cununat, măi. Mergem în bucătărie să fac un sărumâna. Nu vă speriați, nu-i OPC-ul, nu-i UPC-ul, nu-i RDS-ul. Ce trece acolo, tinere? Haide să vedeți cum se dă cu mâna. A? Deja două pizza ai pe rol. Și ce ai pus aici? Suc de roșii, sos de roșii, da? Servus, Nicule! Așa. Ce mai comandă lumea? Șuncă. Cu șuncă, da. Știi cum e? Nu pui de la tine, nici nu te uiți, așa pui. Ca și când ai la filcăi. Șuncă, 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 șuncă. Să rămână. Aici ai un vailing cu cartofi prăjiți. Mă pricep? Mă pricep, da? Minunat, bravo, frumos. Salată creață, pentru minte isteață. Nu-i cald aici, toate condițiile. Friteuză, stripteuză, n-am zis nimic. Bravo! Și dă-i cu salam, în neștire. Dă-le la moți, vitamine, calorii. Asta le place. Le place. Și topping, cum se numește pizza asta pe care o pregătești? Pizza casei. Pizza casei. Că așa faci și acasă. Că numai ce să le dai la coptii, faci pizza casei. De cât timp activezi în domeniul ăsta? De 2 ani de zile. De 2 ani de zile. Și? Ai ajuns să visezi noaptea că faci pizza. Cum să nu? Cum să... Ce ai scos, Nicule? Ce ai scos, Nicule, pentru Dumnezeu? Asta... Au! De... Asta poate fi numai... Asta poate... E veridic, dar uite ce țin... Țara moților, noi am venit unde chifla s-a gătit. Asta e chiflă pentru burger, măi omule. Așa arată o chiflă extraordinar. Atât s-a putut, dar la noi s-a putut cu... Tu fă pizza, mă! S-a putut cu mult mai mult, încă o dată. Să mor eu, așa nici Vica Blochina n-are. Nici Daniela Gheorfi la primele implanturi, poate i-o mai rămas acum un pic de, cum îi zice, de susan. Extraordinar. Și ne facem noi chiflele. Voi vă faceți chiflele. Da, carne pentru burger o facem noi. Extraordinar. Carne de? De porc și vită. De porc și vită. Da. Asta tot pe pielea voastră ați învățat. Da, da. Extraordinar. Asta, da, mă. Știți cum miroase? Nici nu-ți mai trebuie carne. Nici nu-ți trebuie carne în ea dacă ai patru miși lângă. Extraordinar. Orange. Cum e? Let's cut the... Nu știu engleză, numai rusă. Cum am zice soacră mea? Făină românească. Hoidu gavona. Harom nulo. Extraordinarul își face. Te pup, soacră. Ți-aduc și ție ceva. Tot timpul întreabă. Ai adus, ai adus. Oh, bun. Facem o pizza de asta moțească. Hai să facem o pizza moțească. Unde e omul cu blatul? Observăm o chestie, că în bucătărie nimeni nu are numele trecut pe deasupra pieptului. În bucătărie toți suntem colegi. Dar dacă e vorba de o băutură, vorbește cu Amalia. Trebuie să dau și eu, că am mai făcut la lopitău. Ia, ce rece îi, uite ce mi se... Ia. Așa, da? Avem mașina de aici în spitală, că nu mă descurc. Da, aia e pentru cine n-are mânuri, bă, las, duțule. Colegul n-are de mânuri, da, da. Bun, ok, am întins-o? Bă, am întins-o, eu am întins-o. Ești căsătorit? Nu, încă nu. O să-ți prindă bine mișcarea asta. Da, foarte bine. Bravo. Bun, no, hai să zicem că facem pizza moțească. O slană, mă. Cu o slană toți suntem datori. Lasă-mă să o pun eu așa. Eco, e la slana sulla pizza dello panagusto, eh? Tutto bene. Eh? Ho fatto un pentagono, eh? Acuma stergiamo e la crnazzo. Fai vedere salsicce. Sente la gusto de scrofa. Uno, due, parom. Siete multilingui, eh? Una pizza por la tua boca, a? Uitați-vă, mă, zicesc să parcă ar fi emblema cetății Alba Iulia, a? Da. Ce mai recomanzi, Denus? Ce mai punem pe ea? Ceapă roșie. Ceapă roșie. Una splendoare. Știi, când pui prea mult, nii. Așa, cap de mâncat. Mă, delicato, delicato, pizzicato, a? Să zicem că pentru o pizza prototip, că asta nu se va face în serie. Mă rog, după ce plec eu, să ceară moții în nebunie.
pardon, așa, da? Așa e, așa. Hai mă, nu vă învăț pe toți azi. Dănuț, Ierichi, fii atent. Cam cât o ținem la cuptor, Dănuț? Nu-i șoptic. 4-5 minute. 4-5 minute. Da, și după aia spuze și duș. Hai tu. Hai, tot eu să fac, bă. Dacă ați început, o... Ce-i gonit, e ca fătat. Și aici se lasă, așa? 3-4 minute. În alea 3-4 minute depinde de anul timp. Te duci, dai frunzele, zăpada. Ai un părinte rămas acasă, tu ai plecat în străinătate, pana gusto. Sun și până la urmă se deliverează, da, se livrează. Da. Ai din la Bistra până la... Până unde sus? Până la Vadul Moțe, la Vadul Moțe. Și la Albac, la Sohodol. La Sohodol. De asta zic eu, nu. Ai de băgat fân în șură, pac, ai comandat o pizza, o burger, un ceva. Mai ales asta cu slană, dacă e să asta cu slană, de... dacă o băgăm. Dacă în Buzău sunt vulcanii noroioși, aici, în Câmpeni, în Țara Moților, avem pizza bulbucoasă. Uitați-vă cum bulbucește, cum se... Din împerecherea brânzei, cu cârnațul și cu slana, vegheate de danful inconfundabil al cepei roșii, ce poate ieși? O vedea. Inovația mea. Pizza moțească. Pizza ardelenească. Slana pe margini. Vedeți ce frumos s-a topit și a mers în interior, unde s-a întâlnit cu cârnăciorii, iar brânza de deasupra a contopit totul. Esențele, irizațiile de roz se dau de la ceapă. Ne vedem la masă. Destul de caldă pizza, dar pe lângă serviciile astea pe care le ofer de restaurant cu mâncare foarte bună și variată, delivery când e cazul, to go, așa, ai și cazare. Da, și peste noapte, dacă nu aveți unde să stați, vă așteptați în 7 camere. Curateți, bă, booking, pana gusto. Avem și pe site, panagusto.ro. Hai mă, că eu am făcut-o. Nu-i rău. Nu-i rău. Știi ce-i lipsește? Un pic de rucola. Dar mergem noi aici în poduri să luăm un rucola. Sănătate și să aveți succes. Panago și Panagusto. Panago era înainte. Pe am branduit Panagusto. Poftiți cu încredere. Din butoi de dud.